Accident rutier grav în Săhăteni pe DN1B în județul Prahova, la limita județului Prahova. În urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, două persoane au rămas încarcerate. La fața locului s-a deplasat inclusiv un elicopter SMURD. Pompierii prahoveni au intervenit la un accident rutier produs între un autotren și un autoturism pe drumul național 1B pe raza localității Săhăteni, județul Buzău. În urma evenimentului au rezultat 3 victime, două dintre acestea fiind încarcerate și inconștiente. Echipajele au acționat pentru extragerea acestora din fiarele contorsionate. În urma evaluării medicale s-a constatat faptul că un bărbat de 57 de ani prezenta un traumatism craniocerebral grav, fiind inconștient. Ulterior, acesta a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la un spital din capitală, iar cea de-a doua victimă, o femeie de 49 de ani, pentru care, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic, medicii au fost nevoiți să constate decesul. ISU Prahova s-a deplasat la fața locului cu o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere și un echipaj de descarcerare. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.